Alina și cu Valentina au făcut astăzi un live de pe drum. I-au plecat deja din Moldova și sunt într-un tur al țării, așa am înțeles. Au trecut pe la Iași, acum merg spre Tulcea și urmează să mai treacă și prin Cluj, dacă nu mă înșel. Vă las un video și vorbim. Am uitat cum se numește. Cum ai zis că se numea magazinul ăsta? Da. A, stați așa, stați o secundă. A, cum? Boss? Ia stai. Nu, stați o secundă. Deci, am pe cineva în... Bunangelo. Am pe cineva în Vaslui, eram? Da. Am văzut acolo un magazin, am apucat să citesc, cred că doar Blossom. Blossom? Este un magazin de rosti, ceva de genul Blossom, Blossom. Da, dacă știe cineva site-ul de la magazinul ăla, pentru că în vitrine erau niște magazini, niște rochițe super frumoase și cu pene și cu de toate. Și dacă e cineva din Vaslui și știe site-ul de la magazinul respectiv, m-ar ajuta foarte mult. Mulțumesc! O să pun și un story să rămân acolo. Cum a fost întâlnirea cu Iana și Andrei? Să-mi dai și mai pe fine, mă și cu oameni. Da. Asta este pălărioara mea de... Mi-a fost mie doar de ea și în emisiune. Dar mai aveți pălăria asta, dar ar trebui, cred că, să o schimbe. Eduard Puiu, bună! Bună, bună! Am fost în ea și am vrut să ne vedem și cu Eduard. I-am luat o sticlă de vin făcută de tata. Am vrut să-i o dăm, dar e doar dumblător la petreceri, nu știu cum să vă zic. Ca tineretul. Din bal în bal o dă domnul Eduard. Când faceți un bebe. Deci vreau să vă zic că am fost acasă și am scăpat cumva de întrebarea asta. Că era întrebarea... Da. Când faceți nunta, cât faceți un bebe. Acasă vreau să vă zic că chiar am scăpat de asta. Pupici. Așa că, da, puteți să ne întrebați voi. Zi, bebe, când facem un bebe? Când facem un bebe? Când vrea Dumnezeu. Când vrea Doamne, Doamne. Când e voia lui Dumnezeu, atunci îl facem. Am fost în ea și ne-am văzut cu măicuța. Este mătușa lui. Am primit binecuvântarea de la ea. Ce faci, Vale? Adrian de dreabă. Păi de bine, conduce și el. Unele și foarte frumoase. Am primit binecuvântare, am mai vorbit despre religie, am mai dat tot felul de întrebări. Adrian, ratatata. Sper că n-ai cheltuit banii. Avem altceva. Iulian, bună Iulian. Cum a fost cu Iana și Andrei? Măi, să știți că ne-a fost dor, ne-am întâlnit. Nu am stat foarte mult. Am, cred că, 4 ori, dacă am stat. Cu Iana și cu Andrei. Pentru că... Noi am zis că o să ne ducem într-o zi special să stăm mai mult cu ei, dar cum am stat din bal în bal, cum am stat ba din ziua, de la ziua lui fratele la ziua gemenilor, ba altă petrecere, ba ne-am dus să, pur și simplu să cântăm, am filmat foarte multe chestii în Moldova, dar de lipsă de internet, tocmai de-aia am zis să le facem, să le punem pe YouTube, așa că o să vă lăsăm și link-ul când o să le încărcăm. Cum am făcut plăcințelele, că toată lumea mă întreabă care este rețeta. Dacă este dragoste, să știți că este deja un pas mare. Bună, Giulia! Love is in the air! Dar o să vă las acolo și rețeta. Hei, frumoșilor, ne-ați lipsit! Credeți-ne și voi nouă, ne-ați lipsit! Dar v-am zis, în Moldova și internetul nelimitat tot are limită. Deci e teroare acolo. Aveam impresia că telefonul meu e stricat deja, dacă de greu mergea. Ia zile, baby! Să zic eu? Ce faceți, măi, frumoși? Pe unde sunteți? Brlad. Da. Unde ți-ai făcut unghiuțele? Mi le-am făcut la o fată la care mi le fac eu de obicei, în Telenești, la Violeta. A intrat și ea mai devreme aici pe live, am văzut-o. Dor de voi! Vă pupăm! Acum mergem în Delta, în Tulcea. O să facem o plimbare mâine și după aia în Cluj. Și după aia... Sau poate până la mare, nu știm exact dacă... Da, iubitul meu este așa... Sare dintr-o parte în altă. Bună, scumpa, te pup, drum bun, să ajungeți cu bine. Pupici, Ana, tocmai cine a întrebat
oameni pe live, cum a fost întâlnirea. Până ne-a fost dor de voi, vă pupăm. Raluca, Andra. A, internet aici. E internet de vă că scade. Mă trag de voi și de Iana și Andrei. Și de nouă și de Iana și Andrei. Da. Mai de dos. Și că Vali, nu am cheltuit nimic, tot cu tine rezolv, Adrian. Stai pe live, că ți arăt de mi-ai dat ceva. Ce arăți? Ca să ia la mașina, poate place asta. Păi și cum i-a arăt mașina? Să știți că am pus motocicleta pe internet și s-ar putea să o vând pe asta și să-mi iau una mai mare. Da. Dacă vreau una mai mare, o să fie bibelou. O să se o țină pe post de bibelou. Am să văd reacția. La București când ajungeți, ar fi trebuit să ajungem, cred că acum, dar v-am zis, Valentina meu este doar pe drumuri. Așa că el, cum o zis și da, dar el poate să treacă prin fața porții și nu se oprească. La următoarea stațiune. Ne-a fost doar de voi. Voi observați că eu am venit din Republica Moldova și parcă încă nu m-am acomodat cu accentul de aici. Încă grăiesc în moldovnești. E nebun. Ca să știi cum ești tu, baby, ca și ăla, că cu apucături de BMW, tu ești cu apucături de moldoveancă acum. Aia ești foarte frumoasă, adorabilă de astăzi și Valentin, da, și el, da. Și aia este bărbatul meu. A? Mai avem cola în spate. Avem cola sau jenică? Jenică. La tata socru, eu dată băiatului niște jenică. O sticlă albă, una roșă. Da, să L-am văzut în emisiune că i-a plăcut. Pălăria e foarte frumoasă, dar să știți că eu sunt fană pălării. Și în casă o să-mi fac și o cameră unde o să-mi pun și stativ de pălării. Și trebuie să-mi cumpăr pe mai multe culori. Ce au zis părinții de Alina de Vale? Îl plac? Valentin, tu ce crezi? Părinții? Da. Ce cred eu? Da. Dar ce credeți voi? Și apoi vă zic și ce cred eu. Ce credeți? Îl plac? Deci în tura de singurat ți-ați auzit? Da. Să știți că noi la drum lung purtăm ce de cultura de siguranță. Mădălina, că tot ne duce grija așa mereu. Mi-a mai scris cineva la un moment dat. Sunteți penibili. Voi postați continuu ce faceți. Voi nu știu ce. După care iarăși se lua. Dar voi de centură de siguranță nu ați auzit. După care... Deci, de rău, niciodată nu ne-a zis, mă uite, nu-mi place postarea asta, că parcă mi se pare că prea postați tot ce faceți, dar în schimb, uite, îmi place că ați postat aici. Nu mă, numai rău să-l vadă, mă, numai rău să-l vadă. Dar i-am mulțumit. Mi-am uitat placa de făcut, crezi? A scris cineva aici de placă? Am dat-o acasă. Ați văzut că Robert a făcut accident, dar am văzut acum mai devreme. Le-a scris, sper să fie ok. Cine nu-l place pe Vale, om bun? Te plac maxim. Noi credem că îl plac, nu au cum. Păi cam așa e. Cer tăcea să ieși, ți-am zis de bine pentru siguranța ta, a voastră. Dacă îmi ziceai de bine, că asta e... Bine, acum pot să te cred că mi-ai zis de bine. Nu, dar eu cred că dacă vrei să zici unui om de bine, eu zici... Vă rog, purtați centura că este mai sigur și vreau să vă știu în siguranță și nu știu ce. Dacă ne zici, auzi, dar tu de centură de siguranță n-ai auzit, eu zici cumva de sus. Mie nu mi se pare că vrei binele, mi se pare că e mai mult a... Vale, Lina, gura lumii nici pământul nu acoperă. Noi asta am văzut. E, până la urmă ne acoperă și pământul. Deci noi asta am văzut-o încă din momentul când a fost chestia aia cu zi. Cadourile. Cu cadourile, cu împărțitul darurilor pentru copii. Deci de atunci atât am înțeles despre lume că și eu ziceam că, poate...
poate. Dar am înțeles că n-ai. Eu spui mai dulce dacă e de bine. A, așa, da, asta am vrut să zic. Cred că îl plac foarte mult, mai ales că l-a ajutat la lemne. Deci, Doamne ferește! O să vedeți și într-un vlog. În fine, așa, pe scurt, am fost la pădure de ziua copiilor și ne-a prins ploaia. Bine, mare lucru, n-am filmat când... Hater și explicații pentru ei. Așa este. Mare lucru, nu am filmat la împins și cum am intrat în șanț, dar ne-a prins ploaia. Noi am avut mașina puțin mai de teren și am apucat să ieșim. În schimb, celelalte mașini care au fost cu noi au cam patinat pe acolo. Și eram și cumva pe un deal așa unde era și pe partea și pe alta abrupt, erau pomi. Deci eram acolo în spate, Valentin era la volan și doar atât au zis, aolo, era bunica mea cu mine, ea mai în vârstă, stai să, aolo, așa era, se uita într-o parte și în alta. În fine, ne-am dat jos, am și împins, a intrat Valentin într-un șans de la a da cu mașina în toate direcțiile, a boțit-o, ea... Am ajuns noi în vale, ne-am văzut la șosea, acolo am trecut și pe lângă Neaz și prin Lucerna oamenilor. Tata îi zice, fă la stânga, dar mașina săraca e patina, e nu face deloc, e singură, îți duce în râpă. Și Valentin, da, fac la stânga, dar el săracul schinuia.